funcția anterioare din 28.06.2018. Cine este pentru? Da. Mihaela. Ești putem începe, da? Da. Se povoa președința Consiliului. Proiect de începe primul proiect. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de salubritate în comuna Argentiu, în complementare cu prevederea articolului 28 al 2 literal din legea 551 pe 2006 privind servicii de comunitare de utilități publice, reprobitate și modificate prin comunitările ulterioare. Inițiator, cum ar fi legea. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. Alimentare cu apă a localității Helegiu, Drăgești, Deleni și Brăchila, în comuna Helegiu, Drăgești. Inițiator, cum ar fi 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. Modernizarea planului comunal DC 159 km0 plus 930 și km 5 plus 230 în comuna Helegiu, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei Helegiu, bine ai duci pentru. 4. Probleme corecte. Sunteți de acord? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Toate. Punctul 1. Vindarea serviciului de salubritate în forma consiliului local. Știți că au fost discuții începând din luna martie despre posibilitatea de înființare a unui serviciu public de salubrizare. În conformitate cu prevederea legii 51 pe 2006 privind serviciile publice comunitare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a înființa servicii publice comunitare prin hotărârea ale Consiliului Local. În urma controlului pe care l-am avut în luna martie, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Utilități Publice ne-a alertat spre îndeplinire un număr de sarcini. Modalitatea de gestiune a acestor servicii este de două feluri. Gestiune directă și atunci se realizează prin servicii cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local sau prin societăți comerciale înființate de către consiliile locale sau prin gestiune delegată. Ceea ce ar fi fost, ce ne-ar fi convenit mai mult, în sensul să delegăm acest serviciu societății care a câștigat licitația organizată de către ADIS. Însă în urma discuțiilor purtate cu conducerea ADIS, mi s-a sugerat că cea mai bună soluție este înființarea serviciului. Drept pentru care nu mai putem tergiversa și în această hotărâre se vor aproba studiul de oportunitate al înființării acestui serviciu, regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, statul de funcții, cu mențiunea că personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului la compartimentul salubritate va fi transferat în interes de serviciu către acest serviciu public. Cei patru, trei muncitori și un așa, și un șofer. Există un ordin care ne obligă să respectăm niște cerințe minime pentru a putea fi acreditate către ANRSC. Unul este să avem două auto-utilitare și o serie de utilaje pe care deocamdată le putem obține, le avem sau le putem obține prin contracte de închiriere sau acomodare. Tot în această hotărâre se va aproba deci, regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, caietul de sarcini de delegare a serviciului, indicatorii de performanță, modelul contractului de salubrizare. Noastră ați lucrat pe comisii și ați văzut toate aceste... Da, cam atât. Și
Vreau să spun societatea. Nu este societate. Este persoană juridică. Persoană juridică, dar ideea este că se înființează pe o perioadă limitată sau nu? Nu e o pe perioadă nedeterminată. Nu, cum mă gândeam, gândim discuțiile de fute, că aia poate să vină. Această persoană este fiind persoană juridică în momentul în care sunt diverse modalități de încetare a activității. Da, în momentul în care se prinde o oportunitate, tot printr-o hotărâre de Consiliu se va închide și atunci se va merge pe a doua variantă, gestiunea delegată către... Bine, lucrurile organizată de către ADIS, o nouă licitație. Pentru că noi n-am participat, nu am, pentru că aveam serviciu propriu, nu am fost prinși în licitație. Atunci trebuie organizat o nouă licitație. Nu, că la ei dura foarte mult. Și noi suntem prinși, da, suntem prinși în situația în care ei nu ne-au noi, nu putem aduna. Sunt 7 posturi. Este normal să fie un șef serviciu, probabil că un contabil, dar totul este... Deocamdată nu. Deocamdată o să încercăm să funcționăm doar cu cei care... Ce există. Ia avem. Care în momentul acesta, pe persoană? Păi, probabil că într-o ședință ulterioară vom aproba tariful de salubrizare. Din discuțiile purtate, domnul primar a spus că intenționează să rămână pe același salariu. Pe același tarif. Ideea este că există un ordin, modul de calcul ține de salariații pe care îi are, de utilitățile, de mașinile pe care le are, de prețul chiriei. Dar se va face în așa fel încât să nu existe majorări de preț pe tariful de salubrizare. Nu vrea să-l majoreze, deci vrea să... Acum să vedem cum o să iasă din calcul, din grijă de calcul. Da, ce? Da. Și ideal ar fi să rămână așa, ca să nu mai... Bine, ca să fim în aceeași concordanță cu ceea ce vedem cu jur. Da, dacă vrei și ta mitologie. Da. Bine, atunci... Să găsească iar o soluție. Vezi cum te încadrezi cu bani, cu... Da. Bine, ideal așa. S-a completat de viață. Sunt chiar drept, sunt societăți care au fac și dată. Și cum să ne-am descoperit. Ce este pentru? Trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate în catalogul tehnic economici, obiectivul de investiție, alimentare cap la localităților de regiuni de rândire și de reni și de rândire. Deci cele două proiecte sunt legate unul de celălalt. Amândouă două se derulează prin programul PNDL. Există o hotărâre a Guvernului, numărul 27, care reglementează că documentația se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar. Acum, în vedere creșterea cursului valutar și indexului de inflație, proiectantul a emis un nou deviz și noi indicatori tehnico-economici sunt cei prevăzuți în proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Oamenii de hotărâre. Da, ultima dată le-am actualizat în aceste două proiecte, au fost actualizate în martie 2017. Ideea este că actul normativ spune că autoritățile pot, însă Ministerul Dezvoltării ne solicită expres actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Da, deci, pentru ambele proiecte, cine mai supune una pe oră? Cine este pentru? Bun. Deci, împotrivă nu, abținem să facă. Deci, la concubat, probleme proiecte. Faptul de nu făcute.
de nivel constant. Deci se merge cu o viteză constant. Dezastru. Deci dezastru. Am ieșit la dimineața în față, a trecut, nici n-am fost o mașină, un Audi, nici nu a fost bine. Adică, nu mă pot să și sunt copii mici, deci le sunt copii. Dar nu arată pe aici copii mari, sunt copii mari. Nu ești animale. Da, sunt foarte mulți copii. Tot da. Și pe copii, e doar. Deci, nu poți așa mult să pune niște nivelări și așa. Spau. Când pui și pui fel, ca să vezi. Bun, băi, bun, hai, să înțelegi pe fiecare, dacă nu-i... Nu-i casă, da, nu-i casă, nu-i trafic, nu sunt oameni, știi? Dar trebuie să începe, da, știu și eu. Auzi, dar la bătăi nu s-a răsturat, nu? Da, e... La bătăi. Nu-i da, nu-i așa. La bătăi, la mustață am scăpat așa, de nu? E bun, deci numărul dacă tu ești apulare în apă. Ce vrei la pe ăla? Vreau să facă dripturi, să facă să... Dar le găștii, ce spune. A, păi și eu particip la care mă dă trebuie. Nu sunt apulare în apă. Da, erau alți bani care spuneau la spediție. Alte probleme? Nu, nu am o probleme. Nu am o probleme. Problema cu drumul la grătina. S-au zis că se începe, se începe. Azi mai nu se mai întâmplă. Se începe, se începe, nu, nu. Nu mai pot să avem o mașină la magazin, dar drumul se fac cum se fac. Bun, astăzi s-a dus domnul Dumnezeu la deal. Și oamenii ăștia și au o măsură de prevedere până la urmă, pentru că el, ca să apuce și betonat acolo, trebuie să aibă 3-4 zile fără ploaie. Și atunci, chiar nu-i poți băga sura în coasă, dar ți-am făcut și vin ploile. Dar astăzi, adineaur, înainte ședința, vorbim că el și-a dus autogredul. Una. Ce facem cu asfaltul la Bătila? E că facă găuri și nu știu ce. Am discutat cu o firmă, a venit, a măsurat, s-a uitat, a făcut un calcul undeva vreo, nu știu, 2 miliarde și nu știu cât. Deci cum, ăla se mai așteptă de 2 miliarde, ăla se mai așteptă? Bă? Se va fi 10 miliarde? Nu? Și la întâlnirea. Păi ce înțelegi? Da, chem că la mine la parte de probleme și tu pui de la partea lui. Care idei trebuie făcut un proiect și acum și... La Ciortea? Ce-i la Ciortea? Drumul la Ciortea este la faza de avize. Am luat aviz de la drumul de ștățime. Încă nu-i gata proiectul. Noi sperăm, ba da, noi sperăm că anul ăsta să se depune. Deci am zis că speranța, dar nu este o certitudine că anul acesta se va face acel drum. Este o certitudine. Odată ce sunt obținute avize, sunt proiectantul lucrează. Domnul Vici, la prima dată și prima dată îi treaba cu asfalt. Dacă lăsăm asfalt cu șoc, se strică asfalt. Păi... Toți și până cu el, hai să-l face, dar hai să... Dacă facem mare să-ți dă un ședință și mâine în capa, l-am terminat. Aia din fază de trebuie. Alte probleme? Mai sunt? Dacă erau domnul, nu m-am văzut. Aici era la... Cum se vrea, ieșiri din religiune, la... Cum îl cheamă? La fapă. Ai văzut că și eu ai zis, care merge la religiune, nu știi. Ai văzut că trebuie tăiat unii balustrat, aia mi s-au turnat... La, zilele de vetra. Vă spun, este invizibilitate. La David? Da, da, la David, poate David. Acolo e jurat o fără zile. Da, dacă s-ar tăia... Am avut acine. Dacă s-ar tăia... Este parapet și după parapet în pace sunt vreo... unul sau doi... sau unul sau doi copaci. Și mai mult sunt fărici așa, știi? Și se curățăm în urmă. Da, zile. Este loc să lărgim acolo? Da, este pentru că e parapet, înțelegi? Și după parapet, chiar într-un foț, așa, dar după parapet, îl coace spre... Ce căutat acolo? Deci e parapet și spre drum,
Nu știu cum se zice. 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 Nu știu cum se zice.